Tinerețea implică multă irresponsabilitate, multe vise ireale. Însă astăzi, Beni și Estera, vi se oferă oportunitatea învățării unor lecții pe care dacă nu le învățați de la alții, le veți învăța de la voi. Dacă nu le veți învăța intelectual, le veți învăța practic. Adam trebuie să fie responsabil nu doar să muncească, aceasta este prima lui responsabilitate, dar în egală măsură trebuie să fie responsabil să păzească. Păzește sentimentele casei tale, păzește visele casei tale, păzește tot ce se întâmplă în casa ta, fii cu ochii în patru, fii un ostaș, fii un viteaz, fii un general, nu doar un muncitor cu ziua. Responsabilitatea soțului nu este doar munca pentru împlinirea viselor materiale, ci este paza familiei, grija pentru familie, protecția pentru familie. A doua lecție pe care o învățăm din Biblie, din textul Bibliei, este lecția siguranței Evei. Eva este soția lui Adam. Ignoranța întotdeauna conduce la nesiguranță. Când nu știi, ești foarte nesigur. Când știi, ești liniștit. Ignoranța conduce la nesiguranță și nesiguranța creează vulnerabilitate. Elimină motivația și limitează resursele. Ignoranța o face nesigură pe Eva cu privire la voia lui Dumnezeu și o transformă într-o victimă a diavolului care în formă fizică de șarpe vine în grădină. Și diavolul nu merge la cel ce știe, că ar fi primit răspunsuri corecte. Merge la cel ce nu știe, la cel ce nu-i sigur. Și printr-o simplă întrebare de diagnosticare, diavolul înțelege că Eva nu e sigură pe ceea ce știe și exploatează ignoranța ei și neștiința ei. Eu sunt sigur că Eva știa să facă prăjiturile vremii, mâncarea vremii. Sunt sigur că știa să-i spună soțului dacă are cravata într-o parte sau în alta. Imaginați-vă că mă refer la vremea de atunci. Dar este ciudat că ea nu a știut ce crede. Ea nu a știut care este caracterul lui Dumnezeu și nu a știut care este voia lui Dumnezeu. Astăzi foarte multe femei se pricep la o grămadă de lucruri, dar nu se pricep la caracterul lui Dumnezeu și la voia lui Dumnezeu. Pur și simplu nu știu nimic despre asta, iar dacă știu, știu după ureche. Da, e sol și sol e fa. N-au o idee competentă despre voia lui Dumnezeu. Cine este Dumnezeu? Dumnezeu nu e un moș cu barbă pe care îl fentăm cu religia noastră. Dumnezeu e o persoană. E atât de inteligentă când ne-a creat atât de complex. A creat universul acesta pe care l-a așezat într-un sistem de legi. Și noi suntem creați de Dumnezeu precum ceasul acesta este creat de un ceasornicar. Nu-i făcut de un mecanic de locomotivă, nici de un pastor. Este făcut de un ceasornicar. Tot la fel noi suntem făcuți de un Dumnezeu care ne-a împrumutat chipul și asemănarea sa. Nu fizică, că Dumnezeu nu arată ca noi. El e infinit, este etern, este maestos. Dar asemănarea morală și spirituală este a lui Dumnezeu. De aceea avem în noi gândul lui Dumnezeu pe care l-am înlocuit cu filozofie sau religie. Ei bine, el a întrebat-o pe Eva, oare Dumnezeu a spus să nu păcătuiești? Ești sigură că așa a spus Dumnezeu? Și răspunsul ei îl ajută pe diavolul să înțeleagă că ea nu știe ce credea că știe. Răspunsul Evei demască ignoranța ei cu privire la detaliile vieții spirituale. Demască înțelegerea superficială pe care o are despre caracterul lui Dumnezeu și despre voia lui Dumnezeu. Ignoranță pe care o plătește scump, cu expulzarea din grădină, nașterea cu durere, locul doi după bărbat. De-abia după căderea în păcat s-a făcut diferență între bărbat și femeie. Și de-abia după căderea în păcat Adam i-a pus nume Evei. Înainte nu i-a pus nume, numai animalelor le-a pus nume înainte. După aceea i-a pus și Evei, ceea ce definește superioritatea lui. Și de-abia după aceea Dumnezeu îi spune, dorințele tale se vor ține după soțul tău, iar el va stăpâni peste tine. Așa a luat naștere poligamia. Am fost de ună zi cu doi frați din biserică în Mozambic și inima mea a fost sfâșiată de durere. Am văzut lucruri care nu pot fi puse în cuvinte. Sunt stări sufletești care le-am înghesuit în memoria mea. O țară nefericită, plină de pădure, de poligamie, de fete care la 12-13 ani sunt cumpărate de bărbați care renunță la femeile mai în vârstă și își primenesc haremul cu fetele acestea, iar celelalte devin prostituate. O țară nenorocită și sub blestemul lui Dumnezeu.
Eu am crescut fără părinți. Să nu-mi spuneți cum este fără părinți, pentru că știu. Eu am crescut fumând și bând. Să nu-mi spuneți cum e să faci astea, pentru că știu. Eu vin de acolo. Eu nu m-am născut citind Biblia. Mama nu m-a adus la biserică. Eu nu am fost binecuvântat precum binecuvântăm noi copiii, aducându-i în casa lui Dumnezeu. Părinții mei nu m-au învățat să nu mint și să nu fur. Am făcut ce am vrut cu tinerețea mea și am făcut ce nu trebuie. Însă când am avut 21 de ani după ce m-am căsătorit, am intrat într-o biserică ca aceasta, la o slujbă la care am participat din pură curiozitate. Și acolo, pentru prima oară în viața mea, am auzit un pastor care, ridicându-se la microfon, a vorbit despre Dumnezeu și despre Fiul Său, Iisus Hristos, care a murit pentru iertarea păcatelor tuturor oamenilor. Mi-am dat seama că sunt un om păcătos și în conflict cu generalul Universului, cu legea universală a lui Dumnezeu. Ei bine, observați că Eva a fost nesigură de voia și caracterul lui Dumnezeu datorită ignoranței ei. Dumnezeu i-a spus lui Adam, iar Adam i-a spus ce a crezut de cuvință Evei și a știut după ureche, iar răspunsul ei la întrebarea șarpelui demască ignoranța ei, necunoașterea voiei lui Dumnezeu în mod personal. Observați că, privind în carte, este interesant să stabilim contextul în care se află Eva când diavolul o abordează. Cel mai probabil că diavolul a fost prima persoană care a vorbit cu Eva în afară de Adam și probabil în afară de Dumnezeu. V-ați gândit vreodată la asta? Ea n-a mai vorbit cu altcineva până atunci. Decât cu soțul ei și probabil cu Dumnezeu. Și acum vine un musafir, singurul care putea veni, diavolul. Ea nu avea experiență în a comunica cu altcineva. Apoi, diavolul a fost prima persoană care și-a făcut timp să aibă părtășie cu ea. Foarte probabil că Adam nu era acolo, însă diavolul a fost. El este întotdeauna unde trebuie ca să-ți fure sufletul, ca să-ți fure soția și copiii, ca să-ți fure casa, banii și munca de o viață, să te distrugă, să te implice în aventuri extramaritale care pur și simplu te transformă într-un om frustrat, care îți pierzi candidatura de la rai. În al treilea rând, diavolul a fost prima persoană care a întrebat-o pe Eva ce știe. Adam n-a fost așa de interesat să-și instruiască soția din instruirea de care a avut parte el în relația spirituală personală cu Dumnezeu. Însă vine diavolul și îi oferă asistența. Are un dialog cu ea și diavolul își dă repede seama că ea nu știe ce știe. În al patrulea rând, diavolul e prima persoană care pune la îndoială legea și caracterul lui Dumnezeu. Ea a trăit doar cu Adam și niciodată Adam nu l-a suspectat pe Dumnezeu că nu există sau că nu are caracter. Și acum, pentru prima oară în istoria vieții, ei apare o persoană care îi spune: hei, credința ta e falsă, Dumnezeu nu are caracter, nu-i pasă de tine. N-a spus Dumnezeu așa, el nu se ține de cuvânt, el vorbește așa pentru că vrea să vă țină sub papuc. E un arogant Dumnezeu, e un despot. E un șef nemilos, vrea să vă țină subordonați voinței lui, ca să vă folosească, să vă manipuleze. Du-te și mănâncă din fructul oprit, nu e adevărat că vei muri, mănâncă și o să vezi că trăiești. Lucrul ăsta zguduie convingerile și valorile acestei femei. N-avea experiență în astfel de conflicte verbale, intelectuale, cu privire la valorile și convingerile ei. Diavolul vine cu alternative. No, nu-i numai așa, e și altfel. Relativismul care ne îmbolnăvește astăzi, nimic nu mai este așa, ci în toate felurile. Cum vrei tu? Cum să mă îmbrac? Cum vrei tu? Cum să vorbesc? Cum vrei tu? Dar de ce nu mâncăm cum vrem noi și mâncăm doar pe gură? Cum vrei tu? Un relativism bolnav. Nu mai există nicio regulă, nu mai există nicio lege, nu mai există niciun trebuie, decât o plăcere bolnavă care trebuie satisfăcută în mod specific. Diavolul promite, el vine cu alternative, oferă non-conformism. Nu, să nu te conformezi, tu ești tânăr, tu nu ești ca maică ta, ca babacu, ca babaca. Nu, nu trebuie neapărat, ăștia-s români, ăștia nu știu ce fac. Îmi permite să vă pun o întrebare? Eu n-am venit silit în țara asta, am venit de bună voie. Îmi place țara aceasta, iubesc țara aceasta, mă rog pentru țara aceasta. Să vreau să vă spun că în țara aceasta peste jumătate dintre căsătoriile care se întemeiază sfârșesc prin divorț. Este rușinea, una dintre marile rușini și falimente ale acestei țări. Tehnologia lor, pregătirea lor academică, performanțele lor din toate domeniile s-au dus în cosmos și nici acolo nu au găsit
rețeta pentru a rămâne până la sfârșitul vieții cu aceeași femeie și cu aceeași bărbat, cu același bărbat. Nici acolo n-au găsit-o. Este o rușine a acestei țări care a transformat-o într-un haos, într-un mare haos. Oamenii ai lui Dumnezeu, este îngrozitor să te desparți de femeia tinereții tale și de bărbatul tinereții tale. Și este mai îngrozitor să-ți rămână copiii ai nimănui să crească singuri. Am avut o copilărie traumatizantă, n-am fost vinovat cu nimic. Nici nu am fost întrebat dacă părinții mei au voie să divorțeze sau nu, sau dacă le permis să mă lase singur, în grija unei bunici oarbe. M-au bătut toți copiii de seama mea din satul meu pentru că n-a avut cine să mă scape niciodată. N-am avut niciodată un tată pe care să-l chem să mă scape. Doar pentru că doi oameni au fost iresponsabili, au avut plăcere fără responsabilitate. Știu că ai un vis în suflet. Beni și Estera, astăzi este visul vostru. Aveți onoarea să începeți și să terminați cum ați început, cu demnitate. Să terminați bine și frumos. Drumul vostru nu va fi fără provocări, nu va fi fără curbe. Drumul vostru nu va fi fără pericole. Dar drumul vostru, dacă vă veți ține de mână, va fi ușor. Drumul vostru, dacă îl veți avea pe Dumnezeu în suflet, va fi ușor. Dacă vă veți iubi, dacă vă veți respecta, dacă veți ști ce vreți și dacă veți înțelege că nu aveți nicio altă alternativă decât să continuați împreună, atunci va fi frumos. Din punctul meu de vedere, căsătoria este cea mai grea experiență umană, dar este cea mai frumoasă experiență umană. Cea mai frumoasă experiență umană. Nu există altceva mai frumos decât să fii iubit de cineva care e doar al tău. Doar al tău. Ce mult ne ofensează când cineva ne împrumută papucii sau altceva. Este acolo cineva care te iubește doar pe tine. Este acolo cineva care este doar al tău. De aceea tu trebuie să fii doar al ei. Ceea ce observ aici în Scriptură este că diavolul folosește ignoranța Evei, care o conduce la nesiguranță și ea nu știe ce să răspundă. Și răspunsul ei denotă că nu știe că nu știe. Cea mai nefericită categorie de oameni de pe pământ nu sunt cei ce nu știu, sunt cei care nu știu că nu știu. E un mare har în situația în care nu știi, să știi că nu știi. Și să spui, iartă-mă, eu nu mă bag, că nu mă pricep. Dar să fii într-un avion în care cineva vrea să încerce dacă știe să piloteze sau nu, mă gândesc că n-ai de gând. E îngrozitor să nu știi că nu știi și să te apuci să faci prăjituri și să le mănânce alții în timp ce nu știi cum să le faci. Și să te apuci să predici în timp ce, și să te apuci să cânți în timp ce, și să te apuci să te căsătorești în timp ce nu știi cum să te căsătorești. Stimații mei, permiteți-mi o întrebare directă. Pentru orice meserie din lumea asta trebuie o țâră de școală. E chiar așa de simplu să fii soț și soție încât nu-ți trebuie chiar niciun pic de pregătire? Toți ne naștem specialiști? Uitați cât de specialiști sunt americanii. Polițistul lumii, bogații lumii, îndatorații lumii, însă falimentarii lumii la capitolul familie. De ce? De ce? De ce nu știu să rămână cu aceeași soție până la sfârșitul vieții? Nu am de gând să critic pe cineva. Nici să conduc pe cineva la frustrare, fiecare știe experiențele și crizele prin care a trecut el. Eu vorbesc despre niște principii. Vorbesc doar despre niște principii care nu le-am născut eu, când eu m-am născut le-am găsit aici. Vorbesc despre principiile lui Dumnezeu. Oricum, nimeni nu poate fi fericit în afara familiei, asta e clar. Orice muritor e condamnat să fie fericit doar în interiorul familiei, iar dacă acolo nu este, e condamnat să nu mai fie fericit nicăieri și niciodată. Închei spunând despre a treia lecție, lecția responsabilității lui Adam, lecția siguranței Evei și lecția diferențelor dintre Adam și Eva. Adam e făcut din pământ, Eva e făcută din Adam. Adam e făcut după chipul lui Dumnezeu, Eva e făcută după chipul lui Adam. Adam e făcut primul și păcătuiește al doilea, Eva e făcută a doua și păcătuiește prima. Deși este făcută din Adam, după modelul lui, cu scopul să fie un ajutor potrivit pentru el, Eva este extrem de diferită de Adam. Când m-am căsătorit cu 30 de ani în urmă și 6 luni, eu nu mi-am imaginat că soția mea este diferită de mine. Eu am crezut că ce vreau eu vrea și ea, că ce-mi place mie îi place și ei, ce nu-mi place mie nu-i place nici ei, că cum gust eu gustă și ea, și eu am crezut că dacă eu spun da, e da pentru amândoi. Și dintr-o dată, în timp ce eu am spus da, ea a spus nu. Și am fost șocat.
Și i-am spus, ascultă-mă, de astăzi înainte să nu mai faci gafa asta niciodată. Și ea mi-a spus, aveam de gând să spun același lucru. Oamenii sunt diferiți. Dincolo că sunt diferiți ca femei, femei, bărbați, bărbați, între femei și bărbați e o diferență uluitoare. Dar la momentul ăsta, deși ți se pare că știi, nu știi. După 30 de ani, e puțin diferit. Bărbatul este extrem de diferit de femeie. Și dacă nu știi asta, o să o chinuie, silindu-o să fie ca el. Și ea îl va chinui, silindu-l să fie ca ea. Misiunea Evei alături de Adam este condiționată de faptul că trebuia să fie diferită de el. Să nu încercați să le faceți pe soții asemănătoare, că scopul lui Dumnezeu a fost să fie diferite. Ce ciudat mi se pare este că la dita mai bărbatul, Dumnezeu îi oferă ajutor potrivit. O femeie sensibilă, cu nevoi, delicată, ajutor potrivit? Dacă vrei să-i dai un ajutor potrivit unui om, îi dai ceva puternic, cu resurse masive, înfricoșător, dinamic, eficient, nu o femeie. Și totuși Dumnezeu știe ce face. Dacă nici Dumnezeu nu știe ce face, nimeni nu mai știe ce face. Atunci când aceste diferențe dintre soți sunt ori necunoscute, ori nerespectate, nu se împlinește scopul căsătoriei, adică fericirea. Și oamenii intră în concurență în loc să se completeze unul pe altul. Nu are rost o mașină să se întreacă cu o bicicletă. O mașină se poate întrece cu o mașină și o bicicletă cu o bicicletă, dar nu o bicicletă cu o mașină, pentru că sunt din categorii diferite. Soțul nu trebuie să intre în conflict cu soția, pentru că rolul ei e să-l completeze pe el și invers, nu să concureze unul cu altul. Când bărbatul nu înțelege că are lângă el, vă imaginați un borcan și un capac? Ce rost are capacul să pretindă că e borcan și că borcanul e capac, când fiecare e o parte dintr-un container? Container nu-i borcanul, container e borcan plus capac. Container nu-i capac, container e capac plus borcan. Un container e format din două piese. Niciuna dintre ele nu e mai importantă, indiferent cum arată, mai estetică sau mai neestetică. Este o lecție de viață care se va desăvârși prin experiență în mintea noastră. Închei spunându-vă despre capacitatea Evei de socializare, de relaționare, de observare, care sunt atribuții sau abilități care sunt superioare lui Adam. Motivul pentru care ea se uită la pom, Adam nu s-a uitat la pom, a știut că nu are voie să mănânce din el, ce rost are să mă uit la un lucru la care nu am acces. Eu dacă mă duc la un magazin, nu mă uit la ce nu am de gând să cumpăr, n-am timp. Mă duc la lucru pe care vreau să-l cumpăr, l-am pus în coș și am fugit, cât mai repede posibil. Nu tot la fel sunt femeile. Femeile văd amănuntele, ele văd nu un lucru, ci toate moleculele din care e format. Dar asta nu e un defect, e doar o calitate. E o calitate pe care o are un ajutor potrivit pentru Adam. Încheierea mea vorbește despre responsabilitățile pe care trebuie să ni le asumăm în familie. Oamenii se ceartă când unul dintre cei doi nu-și asumă responsabilitățile. Dacă te-ai înțeles cu soția că ea face ceaiul și tu, să zicem că speli vasele, așa, niște exemple banale, și aș face geabul și tu nu ți-l faci, nu e așa că ea o să te întrebe supărată de ce nu ți-ai făcut treaba? E normal să ne înțelegem în casă ce faci tu și ce fac eu. Și fiecare să se țină de cuvânt. Demnitatea de oameni, de adulți, ne obligă să ne ținem de cuvânt. Este felul în care ne respectăm tovarășul de viață. Responsabilități asumate, siguranță care domină inima unui om și înțelegerea că oamenii sunt diferiți și diferența aceasta este pozitivă, nu e negativă. Dacă și Carmen ar fi știut să facă prăjituri cum știu eu și dacă tot ce nu știu eu n-ar fi știut nici ea, atunci ar fi fost cumplit. Însă am împărțit lucrurile fiecare cum am putut și fiecare am făcut în acești 30 de ani câte ceva, încercând să supraviețuim, să creștem 3 copii, să ne bucurăm de 4 nepoți și astăzi să fim aici să vă spunem următorul lucru. Orice om viu are responsabilități, te rog frumos să le împlinești. Nu te gândi dacă sunt ușoare sau rele, viața e grea, viața e o luptă, să nu te mai plângi, pune mâna la treabă. Apoi, trebuie să știi lumea în care trăiești, riscurile la care ești expus, dumneata și întreaga familie. Și în al treilea rând, nu lupta pentru uniformizare. Lasă diferențele să existe și să îi împlinească pe cei doi. Beni, Estera, Dumnezeu să vă binecuvinteze și lecțiile acestea de viață să devină realități în casa voastră. Amin.